Salutări, prieteni! Ne întoarcem din nou în World of Warplanes și de data aceasta continuăm seria cu avioane folosite în realitate în al doilea război mondial de aviația regală română și astăzi vom vorbi despre Messerschmitt Bf 110. Sunt foarte puține date despre acest tip de avion în armata, în aviația regală română. Din câte știu eu, au fost undeva la vreo 20 de bucăți, 20 de astfel de aparate, care au format o escadrilă de vânătoare de noapte în anul 1943-44, ceva de genul acesta, în 43 cred că mai repede. Nu știu câte dintre avioanele acestei escadrile de vânătoare de noapte au supraviețuit până la sfârșitul războiului. Nu știu dacă au rămas în dotare după război până în anii 50, cum au rămas celelalte avioane. Sunt foarte puține date, după cum spuneam. Știm doar că n-au fost foarte multe. Au fost undeva 18 sau 20 de astfel de aparate care au format o escadrilă de vânătoare de noapte, acționând împreună cu o escadrilă de vânătoare de noapte germană. Deci prea multe nu pot să spun despre acest avion. A fost la începutul războiului, a fost un avion bun, dar a fost foarte rapid depășit de avioanele de vânătoare britanice. În World of Warplanes, cele mai bune avioane de vânătoare grele sunt cele britanice. Și mai este un avion de vânătoare greu în linia tehnologică europeană care se poate cumpăra cu aur. Și este un avion de vânătoare francez. Și mai există un avion de vânătoare tot așa în linia de tehnologică europeană care se poate cumpăra cu aur, este un avion de vânătoare greu polonez. Acele două avioane de vânătoare polonez și european nu au ajuns să fie fabricate în serie, au zburat doar prototipurile și de aceea sunt foarte puțin cunoscute. În schimb, Messerschmitt Bf 110 a fost destul de larg folosit la începutul războiului ca avion de vânătoare și escortor de bombardiere și mai apoi ca avion de vânătoare de noapte, pentru că era unul dintre puținele avioane capabile să transporte un radar pentru vânătoarea de noapte. Și fără prea multe povești, o să zburăm cu el aici în World of Warplanes. Bf 110 are două variante în World of Warplanes, Bf 110B și Bf 110C6. Din câte am văzut eu și am mai citit despre, nu l-am avut pe Bf 110C6 în niciun cont, deci nu știu cât de bine se descurcă, dar din câte am auzit și din câte văd eu comparând cele două avioane, cred că versiunea standard din care se poate cerceta în linia tehnologică este mai bună decât cea care se poate cumpăra cu aur. Pentru că, deși la început pare a fi mai slabă, poate fi dezvoltată, pe când cea cumpărată cu aur rămâne fix așa cum e. Într-adevăr, are o putere mai mare puțin și poate o viteză, o idee mai mare, dar nu e sensibil diferită. Așa că nu cred că merită să vă străduiți să-l cumpărați cu aur.
Eventual, dacă îl primiți, ok, dacă nu, n-are sens. Și există și BF110E. Nu l-am avut până acum. BF110B l-am avut pe un alt cont. Nu este nemaipomenit. Bine, atunci când l-am avut eu nici nu știam să joc foarte bine cu avioanele de vânătoare grele. Dar rămân la părerea mea că cele mai bune avioane de vânătoare grele din joc sunt cele din linia tehnologică britanică. Mai există un avion de vânătoare greu, adică câteva avioane de vânătoare grele în linia tehnologică japoneză, care par să fie mai manevrabile și așa, dar sunt mult mai vulnerabile la atacuri. Au rata de supraviețuire mult mai mică. Dacă o comparăm, de exemplu, pe cel de nivelul 4, stai să vedem, Japonia are de nivelul 4. Nu, doar de nivelul 5. Japonia are un avion de vânătoare greu de la nivelul 5 cu supraviețuire 6. Germania are BF110E de nivelul 5 cu rată de supraviețuire 9. Deci, mult mai slab. Armament 14 la BF110E. Și 7 la Kawasaki K45 din linia tehnologică japoneză. Deci mai slab în armate, într-adevăr mai manevrabile, sensibil mai manevrabile. De exemplu, acesta are manevrabilitate 49 și Messerschmitt BF110 are 29. Deși manevrabilitatea de 49 față de un avion, de exemplu, de nivelul 5, care are Fokkerul, de exemplu, are 44, nu e chiar atât de manevrabil, dar BF109E are 68. Avioanele de vânătoare englezești de nivelul 5, de exemplu, Spitfire-ul are 82, deci nu se compară, chiar dacă este mai mare. Nu știu cât de mult contează această manevrabilitate la un avion de vânătoare greu. Dar mă opresc aici cu presupunerile și haideți să zburăm cu Messerschmitt BF110. L-am cumpărat astăzi. Este al doilea zbor cu el. Am reușit să-i cumpăr aceste bombe. Nu avea bombele la început. Și am montat un motor modificat. Piloții de vânătoare, de aparate de vânătoare grele pe care le-am antrenat până acum. Pilotul are Engine Guru, care îi mărește semnificativ accelerația motorului, are o viteză mai mare. Mitraliorul are reflexe rapide, deci țintește mai rapid. Acesta l-am ales pentru că se mai duce pe defensive fire la început. Deși vom vedea, vom vedea. E mult de lucru până atunci. Așa că nu mai povestim despre asta. Haideți să vedem ce facem. Și am pornit. Să vedem pe ce hartă ajungem și cât de repede. Este seară de obicei la ora asta. Intri destul de rapid în joc, dar nu se știe niciodată. Da, am intrat în 20 de secunde și vom lupta pe o hartă, pe o hartă. Ce hartă? Da, o hartă grea. Granița asiatică, măsuri preventive. Și
lupta cu avioanele de vânătoare grele britanice de nivelul 5 și cu încă un BF-110B. Noi ce avem? Avem doar BF-110B. Avem un P-40E, un P-40. Avem niște avioane asiat-japoneze. Hai să vedem ce facem. Nu cred că o să fie prea ușor. Atacăm, ce atacăm? Am lansat bombele. Ne ferim de anteriană și atacăm un bombardier. Chiar două bombardiere. Ne-am contează un trage, un trage în motoare și efectul este imediat. Mai avem un bombardier prin zona, mai trebuie să mai fie unul. Da, am fugit în partea aialaltă. Îl căutăm. Avem un, ce avem? Care probabil vine la mine. Da. Tactica este să fugim de el. Nu avem mana dreptă necesară, trebuie doar să fugim. Avem viteză mai mare. Căutăm bombardierul. Uite-l. Petliakov, care speră să scape, dar nu va scăpa. Și avioanele de apărare mă ciuresc, dar am scăpat. Găurici, o aripă avariată. Avem încă bombardierul pe care l-am dobărât prima dată a revenit. Dornier 70BZ. Aceste bombardiere nu sunt foarte strălucite. Mai bune decât cele sovietice, dar nu sunt nemaipomenite. La nivelul sub 5, unde cel mai bun bombardier este Heinkel Hell 111, cel mai bun bombardier este Blenheim. Pentru că se reîncarcă foarte repede. Aviație! Aviație, artilerie. Am fost dobărât de artilerie antieriană, care m-a luat în plin. Bun. Vom merge aici. Dar cred că am un bombardier care se învârte peste... peste centru de comandă. Uite-l. Dornierul. Bombardierele trebuie dobărâte cât mai repede pentru că au putere de atac foarte mare. În mâinile unui jucător care știe ce face sunt foarte periculoase.
jos cu el. Avem un bombardier. Avem un avion de motoare greu care bombărește. Și m-a doborât, nu-i nimic. Noi vom răzbuna ce avem pe aici. Vom pleca de aici. Întoarcem deasupra centrului de comandă. Acest aeroport trebuie apărat. Am un avion în coadă care mă... Da, după cum vedeți, manevrabilitatea avionilor de motoare grele este foarte mică. Și dacă nu ai coechipier care să te ajute, n-ai nicio șansă. Și se pare că începem să pierdem, pentru că coechipierii mei se împrăștie. Acest avion de motoare vrea să puneze bombardierele. Haideți să-l împiedicăm. A doborât un bombardier. Bravo. Deși nu-mi convine. Nu e ușor să dobori aceste bombardiere. Și avem furtuna. Deci acum dacă murim cam nu mai revenim în joc. Trebuie să evităm această situație. Deci trebuie să eliminăm acest bombardier. Ăsta la altul. Am în spate un avion de vânătoare greu care mă prăvă, da. Pentru că n-am niciun alt ajutor. Și vom pierde, probabil. Pentru că avioanele noastre grele de vânătoare atacă la sol. Bine. Asta e. Poate că... Da, nu. Deja cred că vom pierde pentru că nu mai este foarte mult timp. E prea mare diferența. Fel ca și în World of Tanks, Blitz sau World of Tanks Classic, fiecare tip de avion, ca și fiecare de tip de tank, are o anumită misiune. După cum vedeți aici, a doar un bombardier și un avion de atac la sol, a reușit să ia o bază. Deci bombardierul este foarte, foarte, foarte puternic în mâinile unui jucător care știe ce face. Chiar și mâinile unui bot, dacă nu-l oprește nimeni. Și hai să vedem ce fac bombardierele. Sunt doar bombardierele, atacă baza și s-ar putea
să câștigăm. Bombardierele, unde sunt bombardierele? Trebuie bombardiere, e nouă și celălalt. Hai să vedem. Încearcă să scape de urmăritor. Cred că vom câștiga totuși. Bombardele își fac treaba. Și am câștigat. Deci am primit insignia de vânător de bombardiere. Am dobărât 4 bombardiere în această luptă. M-am descurcat onorabil pentru un avion care, cu care am zburat a doua oară. Să vedem dacă piloții mei au fost upgradați, mai, dacă au făcut ceva experiență. Erau la 92%. Și acum sunt la... Da, a fost destul de bun. Sunt la 94%, deci e bine. Suntem chiar... sunt chiar mulțumit. Hai să vedem dacă putem să facem ceva upgrade-uri. Avem 2300 de experiență. Nu ne permite decât să upgradăm mitraletele din spate. Bune și alea. Și ne oprim aici. Adică mă opresc aici. Și până la episodul următor, vă doresc, ca de obicei, la revedere!